zic că trebuie să avem nevoie de niște exerciții de calm, de mindfulness, Emma Daniel, și am chemat-o pe prietena mea, Andreea Raicu. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, bună dimineața, Mihai! Ciao. S-a mai spus că Emma? Ai voce de radio? Da, mi s-a mai zis. L-am făcut radio un pic. Unde? La Europa FM acum foarte mulți ani. Băi, cu ea s-a lansat Europa FM. Da? Făceai matinalul? Nu, Doamne ferește. Dar da. ce emisiune făceai? De beauty, nu? Nu, am făcut o emisiune care se numea Bal Mascat Matinal, am făcut la Pro TV. Ah. Acum foarte mult timp. De fapt, așa am început cu un matinal. Nu mă trezeam la ora aia, când era matinalul pe Pro TV. Dar să știi că vocea mea atunci era ca o alarmă. Dar să și râdeau colegii mei de mine și îmi spuneau: te-au pus la Pro TV la matinal ca să poți să ne trezești. Dar nu erai cu Călinescu, nu? Atunci nu, eram când cu Andy Moisescu. A, cu Andy Moisescu, da. Și când ai învățat, cum ai învățat să-ți iubești vocea, Andreea? Păi n-am învățat să mă iubesc, mi-am refăcut vocea. Pentru că vocea mea era ca un signal, așa vorbeam în fiecare dimineață. Și în momentul în care am început să lucrez cu mine, s-a lucrat și vocea. Te-ai liniștit. Dar e funcție de suflet, nu? Dacă ai sufletul agitat, parcă și vocea, știi? Adică reflectă exact ceea ce ai tu în interior. Perfect, perfect. Cum am liniștit, cum s-a liniștit și vocea? Da, mai devreme când a intrat în direct părintele Neculea, am zis: părinte, ce voce de radio aveți? Și a zis: nu, am voce de om. Da. Foarte fain a zis. Da. Foarte, foarte frumos. Andreea, bine ai venit și... Bine v-am găsit și mulțumesc pentru ocazia invitație. Cu care ne vedem, pe lângă faptul că trebuie să mai lucrăm și noi cu noi, să ne mai ajut să lucrăm cu noi, este... Ce să punem pe masa de sărbători, nu? Asta voiai să întrebi, Mihai? No. A lansat o carte nouă după câți ani? După câți ani? Uite, nu mai știu. După 4 ani sau 3 ani. O carte care se numește și pe care puteți să o găsiți deja la aceeași editură cu mine, domnul Buzdugan, la Bookzone. Vezi că sunt și eu colegă cu Mihai. Da? Nu da, doar suntem, voi. În curând în Uniunea Scriitorilor vom fi colegi. Să o las pensie frumoasă de acolo. Ce zici tu? O să ne vedem la birt, la cârciumă, la Uniunea Scriitorilor. Pe bookzone.ro găsiți cartea Andrei, Secrete aflate pe pielea mea. Secrete aflate pe pielea mea, da. O multe. Carte despre frumusețe, iubire și acceptare. Ce ai vrut tu să transmiți oamenilor cu această carte? Am vrut să transmit că poți să fii frumos doar în momentul în care ajungi să te descoperi, să te accepți și să te iubești. Și frumusețea nu înseamnă perfecțiune, așa cum vedem pe toate canalele de socializare, că toată lumea folosește, după cum bine știm, foarte multe filtre, foarte multe aplicații de editare. Și frumusețea nu înseamnă perfecțiune și dacă ești frumoasă, nu înseamnă neapărat că ești și atrăgătoare. De ce să citească Emma această carte? Voia să întrebe ea, dar era rușine. Ca să devină și ea frumoasă. Să știi că am răsfoit online ce ai spus despre carte și chiar mă gândeam cum ți-a venit ideea asta că o femeie frumoasă nu înseamnă neapărat că este atrăgătoare. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus-o. Chiar foarte, foarte mult. Mulțumesc, mă bucur. Pentru că sunt foarte, foarte multe femei care fac tot posibilul să se aranjeze, să... Și sunt ca niște statui care nu transmit absolut nimic. Și atunci am încercat să explic oamenilor că, și pot să spun din propria experiență, că atunci când te conectezi la tine și cumva te arăți exact așa cum ești, ești mult mai frumoasă pentru că ești autentică, pentru că nimănui nu-i place perfecțiunea și nimănui nu-i place să stea lângă o statuie. Dar care nu transmite nimic. Acum vorbești din punct de vedere al unei femei sau crezi că punctul ăsta de vedere al tău este și punctul de vedere al bărbaților? Pentru că de multe ori noi ne validăm sau ne invalidăm cu treaba asta. Daniel, hai că ieșim noi la o cafea și le lăsăm pe fete. Ești pentru noi cartea asta? Adică putem să o accesăm și noi? La început sunt și lucruri care țin și de ceea ce poți să faci ca să fii bine cu tine. Poți să deschizi cartea și să-i dai lui Daniel pagina pe care i-ai recomandat-o lui sau i-ai recomandat-o unui bărbat? La început trebuie să carte. Fie. Dar vreau să-i răspund Emei la ceea ce spunea mai devreme. Eu cred că ar trebui să-i întrebăm pe bărbații din emisiune, pe Daniel și pe Mihai. Mulțumim că ne vezi astfel. Ne consideri așa ceva. Dacă așa. Lor le plac femeile perfecte sau femeile care sunt nu, naturale și autentice. Eu chiar vreau să te întreb. În lumea asta sunt foarte multe persoane singure și mai ales femei singure. Și e greu de acceptat de ce foarte multe femei frumoase, inteligente, deștepte sunt singure, pentru că bărbații fug de femeile frumoase, singure.
deștepte, independente. Adică... Cred că sunt două motive pentru care femeile sunt singure. Unul pentru că, ceea ce ai spus tu, pentru că de foarte multe ori e o provocare să fii cu o femeie inteligentă și asta impresionează de foarte multe ori bărbații, pentru că îi pune să fie un pic mai... să-și bată capul mai mult. Uh-huh. Și de ce să-ți bați capul într-o exact care... Exact, ne place nouă. Și bărbații fug de... Adică oricine își dorește o relație cu o femeie frumoasă, dar nu cred că... Poate e mai ușor, e ușor să obții, să fii cu femeia aia frumoasă, dacă ai un pic de curaj, dar e greu să o menții lângă tine, pentru că ai sentimentul ăla că, bă, este greu, e toată lumea, toate privirile fug spre ea. Tu vorbești despre un bărbat acum care n-are încredere în el. Majoritatea. Plus că... nu au încrederea că acea femeie le va fi fidel. E chestia asta. Dar de asta e o problema lor, nu e o problema femeilor. În ce au femeile cel mai puțin încredere? În ce au? În ele. Am fost de curând la o petrecere și m-am întâlnit cu o femeie extrem de frumoasă, care era foarte machiată și îmi spunea că ea întotdeauna are nevoie de o oră jumate să se pregătească înainte să iasă din casă, indiferent unde se duce, chit se duce la sală, chit că se... Și zic, dar de ce? Păi trebuie să mă aranjez, să mă machiez. Zic, dar ești foarte frumoasă. Nu, n-am nimic frumos și am nevoie să mă aranjez. Și am înțeles, m-am înduioșat foarte tare ceea ce a spus, pentru că m-am regăsit și eu aveam nevoie să-mi pun acea mască în spatele căreia mă ascundeam, pentru că simțeam că dacă nu o am, cineva o să vadă că nu sunt perfectă. Și dacă nu sunt perfectă, nu sunt lovable. Dar o femeie frumoasă, perfectă, are, suferă de sindromul premiantei? Adică eu sunt perfectă, sunt elegantă, aranjată, vreau și tu, care ești cu mine, să fii nota mea 10. Da, dar nu la modul la care te gândești. Pentru că o femeie, dacă e perfectă și își dorește să fie perfectă, înseamnă că e ceva neregulă cu ea, pentru că ea tinde doar spre perfecțiune și atunci vrea ceva și de la cel care nu există. Știi, pentru că nu există perfecțiunea. Bărbatul își dorește, băi, să am o femeie frumoasă cât de cât lângă mine, dar să stau în pat a doua zi sâmbătă până la ora 12, să las vasele nespălate când nu se oprește pământul. Adică să am așa o lejeritate. Pe când, în momentul când ești cu o femeie perfectă... Ce înseamnă o femeie perfectă? O femeie perfectă înseamnă una care doar asta urmărește. Și ți-ar plăcea să fii cu astfel de femeie? O, Doamne, nu. Păi cred că ar fi groaznic de obositor. În primul rând e foarte obositor pentru ea. Uite, avem un ascultător care zice: dați-mi numărul meu, eu caut una așa, femeia perfectă. S-o caute. Scrie cineva: nu știu dacă s-o găsească. Andreea, te-am văzut în aeroport în Dubai, mi-a plăcut de tine, ești o dulce. Mulțumesc. O fată scrie mesajul ăsta ca să... Ai fost în Dubai, te-ai întors cu test sau cu... Ai intrat în carte? M-am avionul. Caută-i în carte o pagină care îi se potrivește lui Daniel. Cartea Andrei se numește Secrete aflate pe pielea mea. Frumusețe, iubire, acceptare. Și plecând de la astea trei lucruri importante despre care vorbești în cartea asta, noi am pregătit un joc în această dimineață pentru tine, dar și pentru Emma și pentru toate fetele care ascultă ZU. Dar e un joc pe care îl pot face și bărbații. Cristiana, dacă se poate, să ne aduci cele trei boluri. Fii atent, avem trei boluri: bolul frumuseții, bolul acceptării și bolul iubirii. Bolul frumuseții are flori. Flori, presupun. Care sunt ale tale, adică le-am tot pus în vază ca să nu... Puteți vedea live pe Facebook, suntem live pe Facebook cu Radio ZU. Bolul iubirii e cu inimioara aia de pluș. De când ai mai primit o inimioară de pluș? Oh, de mult. De mult. Nu știu, am făcut un curs de mindfulness la Let's Go în urmă cu vreo 2 ani, cred, și la final mi-au dat multe inimioare de pluș. Așa. Și bolul din mijloc este bolul acceptării. Și sunt câte 5 întrebări. N-are niciun simbol? N-are niciun bolul acceptării. Și ea trebuie să-l accepte așa cum e. Da. Cum e, da. Și cum se joacă? Trebuie să tragă... Ascultătorii ne sună la 0214091900 și aleg ei bol. O pun pe Andreea să aleagă dintr-un bol. De unde va trage Andreea întrebarea. Mai vreau să spun un lucru, că mi-am dorit foarte tare să scriu această carte, pentru că
Văd foarte multe femei care se chinuie și se chinuie cu această povară a perfecțiunii, care e efectiv chinuitoare și pot să spun asta din propria experiență și cumva aș vrea să le fac să înțeleagă că în momentul în care se acceptă, se iubesc și își dau seama care-i frumusețea lor, devin libere. Nu mai ai această preocupare constantă să fii într-un fel, să te compari, pentru că ideea este că noi ne comparăm foarte mult cu ceilalți. Că de unde vine reperul de frumusețe? Din ceva ce tu îți construiești și vrei să ajungi acolo. Și atunci ești mereu preocupată de acest lucru, ești obosită și niciodată nu ești mulțumită de cine ești, de ceea ce ai, pentru că atunci când te compari cu alții, niciodată nu o să ieși în plus. Și această carte se vinde cumva, adică am o idee de marketing foarte mișto. Ia să aud. Cartea să fie vândută cu un burețel, cu un detergențel, cu un șamponel. Detergent? Cu... De ce detergent? Pentru gospodine. Ca să citească toată lumea, trebuie să targetezi. Deci pentru alea mai... foarte sus, CEO, nu știu, pui o vacanță în Dubai. Bine, perfect. Ia la gen de marketing, te rog frumos. Poetul ascultător îți trimite un mesaj, Andreea. Perfecțiune nu există, deci decât plin de falsitate, filtre și poze de revistă, prefer autenticitate. Puteai să-l pui pe coperta 4. Marius din Oradea ne scrie: Andreea Raicu este o femeie frumoasă, e foarte drăguță. Bună dimineața! Alo. Bună dimineața. Deci, avem jocul ăsta al frumuseții, acceptării și iubirii, că despre asta e și cartea nouă, Andrei Raicu. Din ce bol să aleagă Andreea? Dacă vă uitați live pe Facebook, avem un bol cu trandafiri. Iubirea. E bolul frumuseții iubirea, și bolul cu... Bine ați venit la jocul dragostei și al întâmplării. Hai, Andreea, să vedem care e prima provocare pentru tine. Hai să vedem care și încercați să vă răspundeți și voi, fetelor, la aceeași întrebări. Ce care sunt limbajele iubirii de la tine? A, cuvintele, declarațiile, B, timpul petrecut împreună, C, darurile, D, serviciul, serviciile, gătitul, spălatul vaselor, servis, mașină, E, nu știu, da, și contactul fizic, atingerile. Deci sunt 5 limbaje ale iubirii. Da. Și fiecare dintre noi avem un limbaj principal, nu, Emma? Da. Și unul secundar, așa se spune. Pentru mine... Hai să vedem, la tine care sunt? Tandrețea. Deci, nu există. Nu există, trebuie să faci din astea 5 pe care... Notată, tandrețea, adică contactul iau... fizic. Atingerile. Da, când iau... Dar nu e... Nu, e mai mult decât atâta. Prezența, știi? Atunci. Când îngheață la picioruțe, știi, iarna. Și... Da. Că dacă femeile stau prost cu circulația... Contactul deci, fizic. Deci cumva n-are nevoie de tine, poți să-i dai niște ciorăpei. Da, dar pun foarte mult suflet în mângâierile alea. Andrei, un joc făcut pentru tine, nu pentru buzdugan. Deci care sunt limbajele iubirii pentru tine? La mine sunt timpul petrecut împreună și contactul fizic. Contactul, adică atingerile. Atingerile și timp petrecut împreună. Da, darul, asta mă cadouri, fac pe mine servicii, să mă simt iubită. Nu. Am înțeles. Deci e simplu cu Andreea. Da. Contact nu e simplu fizic... să știi. Nu, timpul petrecut împreună și prezența să fii, pentru că prezența nu înseamnă neapărat faptul că ești acolo. Trebuie să fii acolo cu totul. Adică să nu și stea fizic pe telefon. Și emoțional. Exact, sau să stea într-o lume imaginară a lui. Da, Emma, ai putea să scuze. Ați putea să ai putea să stai lângă un bărbat. Nu știu, sunteți pe malul mării. Așa frumos. Stați pe malul mării și ce să pe stați telefon? Să nu, fără telefon, dar să nu zică nimic. Două ore să stați fără să vorbiți. Ai avea sentimentul ăla că, bă, ăla nu e aici? Nu. Că mă înșeală, că și se gândește la alta, că vrea să... Am văzut într-un film acum foarte mulți ani în Pulp Fiction, în care spunea că e iubire adevărată atunci când tăcerea e confortabilă. Da, și adică te odihnești lângă omul. Și te simți foarte confortabil, simți că nu trebuie să faci nimic, te accept exact așa cum ești. Bun, hai să mergem mai departe. Emma, pentru care mine, sunt limbajele iubirii pentru tine? Timpul petrecut împreună și am citit într-o carte, spunea autoarea, cea mai frumoasă declarație de dragoste este asta: pot să te văd? Și mi-a plăcut foarte mult. Asta este pentru, mai ales în lumea asta nebună în care parcă nu ne oprim. Deci aveți același limbaj al iubirii tu cu Andreea. În general, femeile au asta cu timpul petrecut și atingerile, iar bărbații au cuvintele. Cuvintele. Da, cuvintele. Pentru bărbații e foarte important să fie încurajați, atunci se simt ei iubiți. Probabil că n-au primit când erau mici asta. A fost o întrebare și pentru voi și dacă nu știți până în momentul ăsta care e limbajul iubirii pentru voi sau pentru partenerul vostru, ar fi fain să-l aflați și să vorbiți despre asta. Bună dimineața! Următorul bilețel îl alege Andreea Raicu la propunerea voastră, din bolul acceptării, din bolul frumuseții sau din bolul iubirii. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Din bolul iubire. Toată lumea vrea iubire? Toată lumea vrea iubire! Să vedeți ce... Aici e lipsa cea mai mare, nu? Ce are în bolul frumuseții. Bună dimineața!
Mulțumim tare pentru alegere. Andreea, ce scrie? Știu că sunt îndrăgostită când... Puncte, puncte. Puncte, puncte. Când singă plutesc. Deci imponderabilitate. Emma? Da. Când simt că toată muzica este despre noi. Cum simt că sunt îndrăgostită atunci când... Îndrăgostit. Tu, da. Atunci când am chef să plec cu ea undeva. Oh, ce frumos! Ah! Ok. Ce frumos! Că de obicei, știi cum... să rămâi pe aici, pe undeva, printr-o zonă... Dar să pleci cu cineva undeva... Poate fi un risc. Băi, pentru că ajungi acolo, ajungi acolo și, băi, ok, trebuie să stăm 3 zile, adică în prima seară, după aia, mai trebuie să stăm 2 seri, să te suport. Bun, hai să facem mai departe. Să plecăm. Îți iei niște... Adică nu, știi, de la început, în momentul când pleci, petreci un pic de timp înainte, nu o cunoști și vrei să pleci a doua zi. Da. Îmi sunteți atât de dragi încât aș face un podcast cu toți trei. Bună dimineața! N-avem. Dar la radio trebuie să ne grăbim. Bună dimineața! Acceptare, dacă tot a fost iubire, acceptare. Din bolul acceptării, vedeți live pe Facebook cele trei boluri pregătite de designerul nostru, Cristiana, mulțumim mult de tot. Hai cu acceptarea aia. Ce ți-a fost cel mai greu să accept despre tine? Ce ți-a fost cel mai greu să accepti despre tine? Da. Răspundeți și voi la întrebarea asta. Cred că... Nu știu. Că nu pot să fiu așa cum vreau. Cum imaginez eu că trebuie să fiu. Dar cum îți imaginai că trebuie să fii? Perfectă. Și aveai un model de perfecțiune? Cred că aveam foarte multe care se uneau. Deci îți dai seama cât de greu era. Dar mama ta a fost un model de perfecțiune. Mama ta e super frumoasă. Mulțumesc. Da, e foarte frumoasă și e frumoasă cu totul. Nu pentru că e mama mea. Emma? Da, și mama mea este foarte... Știu, Suelen, ni se spunea Suelen când era... Da, vorbesc serios, mamei. Cred că mi-a fost greu să accept faptul că nu am cum să excelez pe toate planurile și că nu am de ce neapărat să-mi doresc asta. Că nu trebuie să fiu pe placul tuturor și că momentan consider că nu este neapărat problema mea dacă cineva nu reușește să mă înțeleagă. Așa, m-a inspirat, într-adevăr, când spun de perfecțiune, mă refer și la faptul că mi-a fost foarte greu să accept că unele lucruri nu pot să le fac și că e ok să nu fii ok și că e ok să greșești. Uite, exact asta scrie o altă Andreea pe WhatsApp la 0747221815. Mi-a fost foarte greu să accept că pot și eu să greșesc. Da, pentru mine a fost foarte greu fiind crescută cu un sindrom al perfecțiunii. Și ne scrie un ascultător, salutări Andrei de la Timișoara, felicitări pentru carte. Bă, știi cum e, toată lumea îmi felicită, dar dacă nu o cumpără, degeaba. Felicitările înseamnă, adică validarea, înseamnă să și cumpărați carte. Da, o găsesc pe Bookzone și pe shop.andreiaraicu.ro. Vreau să... Ai văzut cum arată o carte, Daniel? Nu, n-am primit. Păi, o să o cumpăr. Încă nu i-a venit tirajul, că acum e cu precomandă. Dar e cu precomandă, asta e deocamdată un print digital. Băi, hârtie de calitate, foi de astea scumpe. Fine, adică următoarea carte, așa o fac și eu. Fac podcastul cu Daniel, scot carte din el. Da. L-ai cumpărat, Emma? Să alunece penița. Bun, hai să alegem și din bolul frumuseții. Bolul cu trandafiri, o întrebare. Andreea Raicu în studio la noi și dimineața asta vorbim despre frumusețe, iubire și acceptare. Ăsta e jocul nostru. Spune-mi povestea celei mai retușate fotografii apărute de tine. Oh, Doamne, au fost așa de multe. Una. Mi-aduc aminte că am făcut o copertă pentru PHM în urmă cu foarte ia să o căutăm noi acum să o și arătăm. Foarte mulți ani și mi-aduc aminte că am stat cu cel care monta și mi-era prieten și am stat și am retușat, mai ales coperta, am scos-o la imprimantă. Și în timp ce retușa celelalte fotografii, am simțit nevoia să retușez exact aia. Asta e? Da, exact. O vedeți live pe Facebook, pe Facebook oficial Radio Zoo. Și am retușat-o, cred că, de 5 ori. Și nu știu dacă era mulțumită. Deci căutați FHM, copertă Andreea Raicu, în sfârșit dezbrăcată cu stil. Din 1000... Nici se mai vede. Septembrie 2002. Nici nu făceam matinal împreună, Daniel. Și noi facem și matinal din totdeauna. Nu mă mai săturam, adică o retușam, o scoteam la imprimantă, mi se părea că nu e destul de retușată și o mai retușam și o retușam și o retușam ca să ajungă... Deci asta ar fi coperta FHM septembrie 2002, una dintre cele mai retușate fotografii. Toate fotografiile erau foarte retușate. Și când ai renunțat la retușări?
Odată cu India. Odată cu acceptarea mea, așa am cum înțeles. Sunt. Deci cea mai frumoasă imagine o văd eu chiar în acest moment. Așa. Andreea Raicu stă la microfon, zâmbește și are un număr gol. Pentru că are o cămașă. Nu, nu, lasă, este superb, superb. Stac dimineața frumoasă. Ai umeri frumoși. De-aia am și așezat-o în fața ta, Daniel, ca să vezi tu. Eu mai am un fetiș cu mâinile. Ia, arată-mă, ai degete faine. Mulțumesc. Emma, gleznele da? Sunt tu de unde ai alege? Perfect. Tu de unde ai alege acum? Din bolul iubirii, al acceptării sau al frumuseții? Aș alege din toate trei dacă am avea timp. Păi hai să mai alegem câte una. Poți să aleg și eu, domnul Morar? Din, știți din ce bol aș alege eu? Cu de la cuciorbă de burtă. De ce mă întrebi? N-avem, n-avem. Uite, Andreea ți-a comandat cartea. Andreea, trebuie să-mi vină la Londra. Mă bucur. Pe bookzone.ro o puteți comanda. Secrete aflate pe pielea mea. Hai să alegem. Hai să, hai. Uite, din acceptare. Din bolul acceptării, ce întrebare, ce bilețel e? Când a fost ultima dată când te-ai simțit cel mai puțin tu? Acum, la radio. Cred, sincer. Băi, sincer, nu mai nu știu. Nu mai știu, că a fost de foarte mult timp. Când te-ai simțit cel mai puțin tu? Tu. Emma? Acum câteva luni, când mi-era foarte teamă, trebuia să vorbesc undeva și mi-era foarte teamă să fac treaba asta. Și într-un final mi-am adunat puterile și am făcut acel prim cuvânt, nu mai e prim pas, ci prim cuvânt, și am început să mă bulbui, știi? Și cei care erau lângă mine au făcut așa. Oh. Deci păi nu eram eu acolo ce mi le se face. Mi se face pielea de găină și acum. Și știi ce am făcut, da? Le-am zis: sunt foarte obosit, am nevoie de câteva minute să mă concentrez. Și? Și au zis da. Ok. Și din vezi, momentul ăla nu în momentul în care ești autentic și ești tu, oamenii rezonează cu tine și te îmbrățișează. Da, le-am spus, zic, știți, eu vin, m-am trezit la 5, am fost la matinal, vin de la Galați. Am venit direct aici. Dacă mă lăsați două minute să mă concentrez, promit că nu vă da unde erai? Nu o să vă mai dau ocazia. Deci nu ești perfectă. Dar nici nu îmi unde erai, Emma? Fiu. Filmam ceva și trebuia să fie... Ah, spuma. Proiectul ăla mare, frumos. Andreea, următorul bilețel din bolul frumuseții ales de data asta. Ce-ți place cel mai mult la tine? A, picioarele, B, buzele, C, posteriorul. Nebunilor. Nouă ce ne place la tine? Da, bă, ce vă place. Nu, 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 tu trebuie să să-ți răspunzi ție, că e din... Da, poți să răspunzi și tu. Umorul. Da, cum stă așa cum. Andreea, nu evita răspunsul, te rog frumos. Avem nevoie de sinceritate. De ochii. Deci, buze... Picioare, buze, posterior. Alegi de ochii. Da. Am înțeles. Bun. Hai să mai alegem și din bolul iubirii. Uită-te la mine, flirtează cu camera. Așa, ți-am făcut poză, bravo. O să cumpărăm cartea cu mare drag. Andreea este o femeie superbă și o femeie foarte frumoasă. Ne scrie Mihai. Ai iubit, știi, apropo de lucrul ăsta, în ultima vreme oamenii îmi spun mult mai mult că sunt frumoasă decât înainte. Și asta pentru că s-a schimbat energia. Nu mai sunt perfectă și oamenii rezonează mult. Se apropie mult mai ușor. Te apropie mult mai ușor de o femeie care e caldă decât de una care e perfectă. Da, eu te știu pe tine. Măi, eu te știu pe tine de când erai la Iași. Veneai foarte des la Irina Schroeter, da. Și erai așa foarte arogantă. Așa, sentimentul ăsta... Asta percepeai tu, da. Da, asta, o fată frumoasă, o fată deșteaptă, dar avea așa o răceală, o ceva. Pe când mă ești mai cald, dintr-o ești frică, mai... știi? Venea dintr-o frică. Sunt sigur. Era o masca timidității, da, ca să ascundă timiditatea și frica de a nu fi acceptat de ceilalți, adică că faci ceva greșit. Tu purtai măști dinainte să trebuiască să purtăm măști, nu? Mulți, mulți. Hai să vedem ce scrie pe bilețel, Andreea. Ai iubit pe cineva mai mult decât ai iubit pe tine? Dacă ai iubit pe cineva mai mult decât ai iubit pe tine la un moment dat. Eu așa credeam, dar de fapt era o iluzie, era dorința mea de a-l face pe ăla să se simtă bine, pe omul de lângă mine să se simtă bine, ca să primesc și eu înapoi. Mi-a fost foarte greu să accept asta. Pentru că nu poți să iubești pe cineva dacă nu te iubești pe tine, pentru că nu știi cum să faci. A, și prima oară să înveți cu tine și după aia vezi cum... Da. Dacă îți iese și cu altul. Nu poți să faci ceva cu altcineva dacă nu știi să faci tu înainte. Ramona ne scrie: finuță tare este Andreea. Altcineva zice: bună întrebare pentru Andreea Raicu. Cum a gestionat gelozia, invidia altor femei? Da. Teribilă întrebare, pentru că multe fete frumoase nu sunt invitate în diverse locuri pentru că vor eclipsa.
Adică te vor lua fața celorlalte. Deci cum faci cu invidia, gelozia? Cum ai făcut? Mi-a fost foarte greu să accept, pentru că eu nu sunt o persoană care să fie invidioasă pe alți oameni. Așa am fost crescută. Și mi-a fost foarte greu să accept, în primul rând, că există sentimentul ăsta, doi, să existe asupra mea. Așa. Și după ce am acceptat, am înțeles că este despre persoanele respective și nu despre mine. Pentru că o persoană fericită se bucură când se întâmplă ceva oamenilor din jur. O persoană nefericită face decât să fie frustrează. Ia, uite ce i s-a întâmplat. Ia, și mie și încerci să o pui jos ca să te simți tu bine. Da. Ia, uite-mă, lumea te știe de o știu pe Andreea de pe vremea când era cu puncte-puncte, am întâlnit-o live, e super. O știu pe Andreea de pe vremea reclamei Wash & Go. Nu te cred, nu te cred! Doamne Dumnezeule, a fost o reclamă foarte tare. Nimeni nu trece de bodyguards. Bun, hai să mai... nimeni nu trece de bodyguards. Da. Exact. Mamă, ce bun a fost. Ideea era că toată lumea știa, nimeni nu trece de bodyguards, dar nimeni nu știa la ce reclamă, ce era ceva cu păr. Și nimeni nu trece de bodyguards. Scenariu mai bun decât... Da, ținut, adică toată lumea știa de reclama aia. Nimeni nu trece de bodyguards. Da. Și a trecut cineva de bodyguards. Întrebare. Greu. Bun, de când nu mai circul cu bodyguards? Eu? Ai avut vreodată bodyguards? Da, am avut vreodată. Hai, lasă-mă. Da, am avut niște probleme cu un stalker și am avut bodyguards timp de 3 luni. Da? Da. Următoarea întrebare, din bolul frumuseții, mai fix 3 bilețele mai tragem. Când eram mică, vroiam să arăt precum actrițele alea din filmele americane, cu părul blond și lung și foarte ondulat, pentru că eu aveam părul drept și negru. Și acum? Și acum? Vrei să arăți ca? Ca mine. Da? Da. Tu, Emma, cu cine îți doreai să semeni când erai mică? Cu Buzu și Morar. Da, mă, du-te, mă. Băi, deci ce să semeni? Greu. Și culeg. Îmi plăcea foarte mult de Brigitte Bardot. Mi se părea cea mai frumoasă. Nu știu dacă neapărat îmi creasem o imagine din treaba asta, dar când o vedeam știu că eram fascinată. De ochii ei amari și părul buclat așa. Păi, de fapt, era îndrăgostită de tine. Ei, na. Ai! Păi, de imaginea ta din oglindă. Păi tu semeni cu Brigitte Bardot. Poate semăn acum că sunt blonduță, dar atunci nu era. O știu pe Andreea de când mergeam în club Karma, scrie cineva. Doamne Dumnezeule. Tu ți-ai sunat prietenii? Ascultați Radio Zoo sau... Dar unde era clubul Karma? În București? Da, în București, pe la Guvern. La Victoriei? Nu la Guvern, scuză-mă, la... Pe spatele la Victoriei. Da, frate, știu. Nu-mi spune că ai fost. Exact. Îmi povestea un prieten că mergea la Karma și când apăreai tu, toată lumea zicea: "O, avem Karma macră." Roxana din Mizil, sunt, vă urmăresc și vreau să spun că eu am Facebook și Instagram, dar nu editez nicio poză. Așa sunt. Bravo. Eu, imperfectă, cu coșul, și nu am de ce să mă schimb pentru un like. Ciuflită, nemachiată, exact cum am chef în momentul acela. Asta e minunat și sper să fie din ce în ce mai multe femei care fac asta, pentru că ne dăm seama de normalitate. Ne dăm seama de normalitate și asta ne ajută să fim autentici. Știi, de fiecare dată când pun o poză cu mine nemachiată sau obosită, cumva reacțiile sunt foarte frumoase, pentru că oamenii se regăsesc și vor să fie așa, să vadă că există normalitate. Da. Și nu există această frustrare că nu arăți perfect. Știi când să pui o poză nemachiată, Emma? În Orașul Faptelor Bune, în ultima dimineață din Doamne Orașul Faptelor Bune. Doamne, la ce ritm aveți acolo? Deci, eu nu mai am de mult treaba asta cu a părea nemachiată, pentru că m-am afișat în toată splendoarea în ultimii 5 ani din viața mea, așa că nu mă tem. Dar da, îmi place să mă aranjez. Scrie cineva: neața tuturor, am comandat cartea din prima zi în care s-au făcut precomenzile. Sper să fiu printre primii 500 ca să primești și autograful. Andrei Raicu, fac parte din grupul Feminitatea și sunt extrem de fericită că timp de 2 săptămâni a avut-o pe Andreea alături. Este extraordinară. Mă bucur foarte tare. Chiar a fost un program foarte frumos pe care l-am avut, 14 pași pentru a fi mai feminină. Și mai vreau să spun că în această perioadă pot participa cei care cumpără, pot avea ocazia să participe la un webinar. Adică webinar cum facem noi acum la radio cu tine. Cam așa. Transmitem live. Cam așa, un webinar de 20 de persoane în care pot întreba tot felul de lucruri și vor primi răspunsuri personalizate. Noi avem un pic mai mulți ascultători decât 20, dar e frumos webinarul ăsta cu Andreea. Hai să mai tragem un bilețel până nu trage buzdu din Damigeanu. Trage cablu. Care este cea mai grea lecție pe care ai învățat-o într-o relație? Cea mai grea, the hardest lesson. Că... uneori trebuie să accepți lucrurile așa cum sunt și chiar dacă iubești pe cineva, trebuie să-i dai drumul dacă nu-ți face bine. Da, dacă e relație toxică,
Deci let go. Let go. Cum se zice? Îl știi pe let go, domnul Buzdugan? Omul se schimbă? Se poate schimba, da. Uite, eu pot să spun că m-am schimbat foarte mult. Nu ca valori, valorile sunt la fel, dar comportamentul, pentru că s-a schimbat interiorul și atunci am mult mai multă toleranță, mult mai multă răbdare, mult mai multă înțelegere. Da. Înainte eram foarte agitată și vroiam repede totul acum, 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 acum. Ema, ai primit un mesaj, cred că e cel mai frumos mesaj de când lucrez la Radio Zoo. Mă rog, de când apare la Radio Zoo. Ema, ai un umor foarte sexy. Da, că este gol. Cum este? Gol. E nude. Întreabă cineva, nu se mai promovează Andreea Raicu la TV? A venit la radio? Da, pentru că e mai scump la TV, fraților. Noi avem tarife preferențiale pentru prieteni. Și eu am comandat cartea Andrei, de-abia aștept să o primesc și sper să aibă și autograful ei. Am început să ascult podcastul cu Andreea, Fain și Simplu, dar l-am oprit acum. Mă face mai curioasă să-l termin. Terminați, doamnă, podcastul ăla, să fac și eu un ban la sfârșitul anului. Are aproape 800.000. Foarte bun. Poate mai facem. Ca și toate podcasturile tale. Poate ăla cu mine a fost cel mai prost. Deci chiar îmi pare rău că am Du-te, mă, ce ai? Chiar mă uitam la zilele trecute. De ce a fost prost? Nu știu, am zis am dat drumul la gol, eram într-o perioadă foarte era obosit în orașul Faptelor Bune și m-a luat, adică să le iei pe om, eram în toată splendoarea vulnerabilității mele. Asta vroiam să zic, că ai spus exact lucrurile pe care trebuia să le spui, erau adevărate. Da. Că n-ai putut să te controlezi, n-ai avut cenzură. Da, deci să nu vă uitați la podcastul cu Buzdu, că e dezastru. Deci bine, nu poți să-l scoți. Deci uitați-vă. Deci, mai e o ultimă șansă. Frumusețe, iubire, acceptare. Trebuie să alegi tu din înainte care asta, bol vrei tu. Vreau să o întreb pe Andreea ceva. Andreea, noi, în orașul Faptelor Bune, da, n-avem o muză. Vrei să vii cu noi în orașul Faptelor Bune? Să stai pe acolo, nu trebuie să spui nimic. Să mă plimb așa, nu? Da, știi? Noi din când în când ne mai uităm la tine, mai șopotim așa ceva vin în șoaptă. Vin dacă promiteți că meditați cu mine în fiecare dimineață o oră. Da, păi am și pregătit. Acum, noi înainte să vii în pauza de publicitate, asta am făcut. Uite, am și... Exact. Ziua întâi, prima din cele 28 de zile de meditații ghidate. Închide ochii, mă, te rog, și nu... Această meditație ghidată durează 10 minute și este despre relaxare. Iuliu Maniu, bună dimineața! Lujerului. DN1, auzi? Începe prin a-ți găsi un loc, acasă, sau undeva unde să nu fii deranjat. Pe telefon. Undeva unde să ai intimitate. Da, deci vii să faci meditație dimineața? Da, o oră. Da. Super. Și noi radio când mai facem. Ce aveți atunci? Bun, hai, ultimul bilețel, ce scrie pe el? Hai să luăm și din acceptare, că n-am luat foarte multe de aici. Apropo de acceptare, mulțumesc pentru accept. Dacă trebuie să ieși la o întâlnire cu tine, care este cel mai greu lucru de suportat? Adică tu dacă îți dai un date. Așa, acum. Cu mine. Da, cu tine. Ieși la o întâlnire cu tine. Că noi ne întâlnim de foarte multe ori cu oamenii ca să fugim de noi. Dar te învăț eu chestiile astea pe tine. Cum adică ne întâlnim cu oamenii ca să fugim de noi? Adică eu nu rezonez cu asta. Eu nu mă mai întâlnesc cu oameni cu care nu... Nu. Fugim de noi. Am o viață foarte... Anostă? Nu. Am o viață foarte activă. Așa. Și uit să stau cu mine. Și ne întâlnim să medităm? Când ne întâlnim? Păi nu, ne întâlnim ca să uităm de ce e înăuntrul nostru. Așa faci tu? Nu, mă, eu vorbesc în general, eu nu expun poveștile la radio. Păi bine, atunci ca să răspund. Deci când ești la întâlnire cu tine, tu cu tine, când stai tu cu tine, ce ți-e cel mai greu să suporți la tine? Dacă mă întâlnesc cu cineva, dacă m-aș pune în locul omului respectiv. Nu, Andreea, m-ai înțeles greșit. Da, te-am înțeles greșit, ai dreptate. Andreea, ești foarte bronzată. Hai mă, lasă-o să răspundă. Dacă te ieși la întâlnire cu mine, care e cel mai greu lucru de suportat? Agitația. Am înțeles. Ema. Umorul sexy. Mie-mi e greu mie câteodată să-mi înțeleg glumele, deci... Daniel. Ce? Care e cel mai greu lucru pe care... Da, când ești tu la întâlnire cu tine. Yes. Daniel e cel mai bun la întâlnirile cu el.
Deci nu există om care să se simtă mai bine cu el decât să simtă doar. Cel mai greu lucru e să mă despart după aia de mine. Asta voiam să răspund și eu la întrebare. Vorbesc serios. Dar mi se pare că întâlnirea cu tine e cea mai mișto întâlnire pe care poți să o ai. Păi cum? Că dacă nu m-ai cunoscut, stai să vezi. Păi nu, tu cu tine acum, nu știu ce faceți voi când vă întâlniți. Auzi, Mihai, tu n-ai răspuns la nicio întrebare. Pentru că nu m-a rugat nimeni. Păi cum, de eram aici cu toții. Ia să luăm. Păi cineva trebuie să aibă grijă și de cursul. Asta, cu ultima. Ce ți-e frică? Păi asta voiam să răspund eu. Cel mai greu la o întâlnire cu mine e să mă despart de mine, pentru că cad într-o stare de aia de n-aș mai pleca, exact. De lene, de... Odată știi ce am făcut? M-am culcat cu mine, frate. Ți-a plăcut? Familia mea, dacă am putut să mai... A? Ți-a plăcut? Da. Nu-ți mai aduce aminte. Da. Mi-a plăcut. Adică bun. Foarte multe mesaje. Bună dimineața, Andreea, o să-mi comand cartea Secrete aflate pe pielea mea. Andreea Raicu e o super persoană, scrie Elena. O știu pe Andreea Raicu tot de la vecina mea, Irina Schroeter. Când prezenta cu Florina Fernandez. Doamne, mamă, Dumnezeule. Mai țineți minte pe Florina Fernandez la ProTV, Ema? Tu n-ai prins-o. N-ai prins-o, nu? Prezentam o emisiune de lifestyle în fiecare săptămână. Profession. Da. Și ultimul festival al... De modă. De modă de la ea, știi cine l-a prezentat, nu? Tu? Eu cu Mihai. Serios? Da. Nu ar trebui să te mire, măi, Andreea. Ultimul, după aia nu s-a mai ținut. Păi da, a fost Andreea. Acum foarte mulți ani. Nu s-a mai ținut după aia. Deci noi l-am... La Tinkies l-ați îngropat. I-am făcut de pomană. Da. Mulțumim mult de tot, Andreea. Și eu vă mulțumesc foarte mult. E 10 și 18 minute. Deja? Da. Unde te-ai bronzat? Ce trece, repede trece timpul cu voi. Bine, păi, auzi mă că s-a întâlnit lumea cu ea în aeroport, în Dubai. Da? Da. E soare în Dubai? Trebuie să-l plătești? E foarte mult soare. E scump soarele din Dubai? S-a scumpit, mă, nu mai e cum era altă. Tot ce-i pe lângă, e scump. Tot ce-i pe lângă, da. Deci face și soarele scump. Da. Bine, deci cartea când va ajunge la oameni? Păi astăzi se lansează, până acum a fost cu precomanda, astăzi se lansează și de astăzi pleacă la oameni, așa că... Deci practic de astăzi va exista fizic. Deci practic e prima dată când vin la o emisiune și lansez carte. Asta nu e emisiune, e o stare de spirit. Și... meditație ghidată. Da. Deci mă simt mult mai relaxată. Ești parte dintr-un experiment, Andrei. Ceea ce nu știți, că la lansarea de carte care va avea loc la Intercontinental, eu voi fi acolo în deschidere. Să cânt. Să mături. Să cânt. Ce bine că n-avem de mâine, dacă o carte veți găsi. Andreea, vreau să terminăm cu o piesă din Torpedo-ul la Andrei Raicu. Să-mi spui care este piesa ta preferată din lume. Oi, deci doamne, dacă sunt îngrozitoare la treaba asta. Sunt îngrozitoare la treaba ai asta. Ai mai făcut radio la viața ta, dar ea nu te-a învățat cum să faci. Nu m-a învățat. Okay, să spunem noi. Hai să simplificăm. Ce-ți place ție de la Carmen Kindry? Și aia punem. Nu, hai să pui tu o piesă. Te regăsești mai degrabă care... în Blăduța Lupău sau în Carmen Kindrish? Eu zic să pui tu o piesă care... Simt că nu ne ascultă. Te-ar inspira când ai ascultat-o. Hai să simplificăm. Nu, Andreea, nu. Andreea, când te duci la o nuntă, te rupi pe... manele sau pe... Da, pe manele. Pe manele? Da. Nu, că deja am plecat la ora aia. Am plecat, nu mai dorm buștean. Deci, spune tu o piesă care te inspiră, nu, uite, te gândești la mine când... Hai să te ajut să ajungem la piesa ta preferată, Andreea. Sunt alegerile tale, da? Vreau să terminăm emisiunea cu un cântec de la tine. Asta. Uite, Ema are 10 idei de cântece de 2 săptămâni, nu-i dau niciunul. Lasă-mă și sunt de 5 ani aici. Deci, îți dau eu șansa. Rare ori, Andreea, las cuiva muzica la întâmplare. Muzica e o matematică aici în playlist. Să mă simt foarte privilegiată. Deci, frumusețe, iubire sau acceptare? Îmi vine să spun You're Wonderful Manele. Tonight, nu știu de ce. Perfect, ai văzut? The way you look tonight. Bă, a trebuit exact. Să se uite puțin în ochii mei și da. M-a inspirat, practic, vezi? Privirea mea a dictat piesa. Dicta mamă ochii mori. Dicta mamă ochii mori. Mahala Raibanda, cine? Cine? A zis o piesă, domnul Mișana. You're wonderful tonight. You look wonderful tonight. Deci mulțumesc. Nu the way you look tonight, e altceva. Ce ai, mă? Da. Nu ne gândeam la aceeași piesă. You are pur și simplu wonderful. Îți mulțumim mult de tot. Chicky Girls, Mihai. Double D. Spice Girls. Eric Clapton, da? Da. Am înțeles. Kleptomanul. Îți mulțumim mult, și Andreea. Mulțumesc. Am fost live pe Facebook. Nu ne judecați. Acceptați-ne așa cum sunteți. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre... Vorbești ca Nicușor Dan. Dacă vreți să aflați mai multe despre acceptare, despre...
iubire. Iubire. Sau despre, băi, dar e foarte tare frumusețe. Ascultați, citiți cartea Andrei Raicu, Secrete aflate pe pielea mea. O găsiți pe bookzone.ro. Foarte tare ce ai spus. Ce? Deci, fără să-ți dai seama, ai scos o maximă valabilă. Acceptați-ne așa cum sunteți. Exact. Băi, nu râde! Da. Pentru că un om așa te e. Vede așa cum e el, cum înțelege el, cum... Exact. Și acceptă la tine ceea ce acceptă decât, la el. Dar el te ia așa cum e el. Va fi următoarea mea carte. Acceptăm așa cum ești. Cine eu? Vă pupați, sunteți wonderful. Voi toți cei care ne ascultați, voi toți cei care treceți pe aici prin studio, dar mai ales Andrei Raicu, mulțumim pentru vizită. Și eu, o zi frumoasă.